Igienă și sănătate înainte de toate este tema unei campanii naționale care a ajuns și la Petroșani. Aici oamenii își pot lua gratuit tensiune arterială și pot vedea cum stau cu sănătatea chiar în centrul orașului unde a fost instalat un cort. Am trecut și am văzut că lumea stă la rând, m-am uitat și eu ce se face aici. Văd că tensiune și grăsimea din sânge. Mi se pare interesant o astfel de acțiune? Da, e bun, foarte bun, binevenită treaba asta. Ca să știu tensiunea, să știu înălțimea, grăsimea, adică ce am în sânge. Și vi se pare interesant o astfel de acțiune? Da, da, foarte interesant. E pentru sănătatea noastră că ne căutăm. Pentru asta a ajuns aici un educator de sănătate care le și recomandă oamenilor ce regim trebuie să urmeze. Ceea ce facem noi la cort este să măsurăm tensiunea și procentul de grăsime din țesuturi. Vrem ca prin depistarea unei tensiuni mari să tragem un semnal de alarmă celor care au colesterolul mare și care sunt mai expuși la riscul de a face un accident vascular cerebral sau chiar infarct datorită caniculei atunci când va fi sau unui factor stresor. Încercăm să prevenim unele boli. Cei mai mulți oameni s-au adunat la cort din curiozitate, însă mulți au plecat de acolo mult mai informați și mai optimiști.